Baci Todor, anul trecut am promis că o să vin să vedem de unde se deviază Valea Groșului pentru canalul morilor, acele mori pe apă care au fost în trecut aici spre Arcis. Domnule reporter, de aici s-a numit pe vremuri izitură. Se făcea o deviere a cursului apii ce mergea la mori. Prima moară a fost al lui Florea Ilie, s-a numit. După 1900 sau înainte de 1900, iazul ăsta s-a săpat din cazmauă, din târnacop și din lopată s-a făcut. Nu știm noi, generația noastră, nici multe generații, părinții mei, nu știu când s-a făcut, dar s-a făcut numai cu muncă manuală, nici de cum cu utilaje, ca în zilele de azi. Acum o să mergem să vedeți aici locul, cum merge iazul morilor. Primul a fost Florea Ilie, urmează Gabor Gheorghe, Gabor Ioan, zis Chicit Păciufală, care au avut ștează. Aici la Florea Ilie a fost și moră și o ștează, tată de-a lui Sârb Adam. Spuneți-mi ce înseamnă ștează, ca să știe și tinerii. O ștează se numere, era și există și azi. La Cibin, care vine la Cibin de la până la Orlaț, pe Valea Cibinului, mai există încă piu, era un butuc mare de lemn săpat cu două oale, se numea, acolo se băga sumanii de să tăbăceau, să zice. Înainte nu era textile, Arcișul merge după ei până zona Grijului Mare, Târnova, Traul, Dauz, cu căruțele și îi ducea la prelucrat. Femeile îi țăsea și aici se făcea stopa finită. Nu primul. Morăriță de băiaș, laie, 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 nu mai fac atâta în casă, la, 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 la. Morăriță de băiaș, la, 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 nu mai fac atâta în casă, la, 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 la. Că ce tot spel pe picioare, la, 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 și mă faci pe mine în boală, la, 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 la. Că ce tot spel pe picioare, la, 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 și mă faci pe mine în boală, la, 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 la. Tare faină-i morărița, la 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 la, ciucui ochii și gurița, la 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 la. Tare faină-i morărița, la 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 la, ciucui ochii și gurița, la 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 la. Și bumbuțul din ureche, la 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 la, și gura când i-o fi sece, la 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 la. Și bumbuțul din ureche, la 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 la, și gura când i-o fi sece, la 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 la. Spuneți-mi, de la vreodată asta de moară alimentați cu curent casa? Da. Și ce tensiune scoateți? La 12 volți? 12 volți. Și merge și televizor și tot ce aveți în casă? Da. Care a fost prima moară după Revoluție, ce s-au luat toate morile la, înainte de Revoluție la Ceapeu, o mai mărg mora până 2000, mărg tot. Nu mărg. Până
95, mai mult mora pasă. Atunci am făcut o rotă de metalică care și-a pus o baterie, un alternator, baterie, un transformator se transformă la 220 de volt. Deci din 12 volt se face la 220. Din 12 volt la 220 de volt. Care are frigider, mașină de spălat, televizor, radio, tot e la curent. Și are o moară cu pietre de dimensiune mică. Dar o pune curau. Are o curau care macină. Dar aici macină greu? Deci 100 de metri a fost o moră a lui Gabor Ioan și Gabor Ambrose, deci din Argeș. Asta au intrat la colectivizare, era moră mai performantă, tot în curele, numai rota era de apă, restul era tot în curele, mai modernă. Deci cum continua atunci? Merg mai jos până la Hulpe. Și toate morile astea aveau de lucru zilnic sau? Da, vineau din zona Căranchi, Jlaca, toate satele. Deci toate satele din zona Beliului? Da, din zona Beliului vineau la moră. La moră la Argeș, nu? La moră la Argeș, la mori. La mori de la Argeș. Asta e Valea Groșului, care vine din două ramuri, Vale Băii, Archișelul și Vale Albului. Să numesc cum să izvorăsc din pădure. Deci s-au alimentat toate morile, cinci care au fost pe iazul morilor la Archiș și ștezele. Câte ștezi au fost? Și aici au făcut paralelă, stai să vă spun din loc. 1, 2, 3, 4, 5, 7 șteze în total. 7 șteze și 5 mori. O fost pe iazul morilor. Și fiecare a avut porțiune de decolmota iazul de la izitura lui până la rotă la moră. Deci de unde a intrat în vale apa până la moara lui? La moara lui, fiecare. Mm-hmm. Și următorul de la moara vecinului până la moara lui? Până la moara lui. Și tot așa până la sfârșit? Până la ce se vărsa în sat acolo, la podul ăla din sat acolo, era ultima. Și cam în ce an au fost distruse sau, mă rog, nu s-au părăsite? Până când au apărut industrie ușoară textilă. Până după 47, 48, 49 50 până 58, 59 s-or ultima dată când m-am dus la recrutare, m-am dus cu unul cu căruța, că nu era autobusă, până la Ineu s-au dus la Agrișu Mare după, sau la Nadăj după Sumani. Merei cu căruța din Archiș până în Agrișu Mare, până în... Deci până la noi în sat. Drauț, Nadăș. Și știți cam când au fost construite morile? Aproximativ anii. Nu știu că le-am prins, copil fiind.
le-am prins în mare funcțiune. Să fie posibil ca pe vremea Austro-Ungarilor atunci să fie construit? După Austro-Ungarii. După, că Mora nu a fost numai asta, a fost pe vremea la Austro-Ungare, a noastră și aia din jos. Trei ori pe vremea la Austro-Ungare și cu hulpe patru. Patru pe vremea Austro-Ungare au fost. Ca asta s-a făcut mai târziu, acela Gabor Iordie și Gabor Ioan. O bătrâni și Gabor Ambrosie și Gabor Ioan au fost urmașilor. Care ori asta au ajuns, toate au ajuns până la colectivizare, aștia patru. Deci toate patru au ajuns colectivizate. Toate s-au colectivizat, au intrat în patrimoniul GAC-ului. Gospodărie agricole colectivă. Colectivă. Da. Și cum a fost în anicia când au luat morile, când au luat comuniștii morile? Cum să fie, ai rămas administrator, proprietarul, aveai un caiet în care țineai evidența măcinișului, cântăreai, luai și dădeai uium, cotă. Mergeam cu el la Buxic, la baza de recepție, era o bază de recepție unde e găbănașul ăla, cum ieși din Buxic pe dreapta, acolo, nu știu ce firmă e acum. Acolo era baza de recepție și acolo mergeam cu uiumul de la moară, care tăiam bun din măciniș și era o perioadă după ce au venit comuniștii, că nu puteai să maci numai cu hârtie de la primărie, că erau persoane care nu-și dădeau, cum v-am mai povestit și data trecută, cota de lapte, cota de carne, cota de grâu, de ce aveai. Dacă le dădeai aștia, îți dădeai bun să mergi să maci. Deci era un fel de condiții, era pusă condiție. Condiționat, bineînțeles. Și au venit doi de la satul nou, doi funcționari în primărie, unul Țurle și unul Furde. Ăștia erau, care erau veniți de la Șilindie, acum, mutați aici, veniți funcționari în primărie. Și erau niște oameni de elită. Dădeau primarul, era venit din Arad, unul Corpaci, până-i lumea îl țin minte. Și nu dădea voie, dacă nu se dădea cota și ăștia, nu mai știe, îi dădea bor la fiecare să margă să-și macine. Baci Todore, când ai fost șofer la colectiv, ai dus de aici de la Moară greu, cu camionul, cu Carpațul? Da, bineînțeles, cu iumul care s-a adunat, că la noi n-au venit curentul până în 77. Așa târziu? Da, la Archiș și în zonele astea. Vineau de la Chișlaca, Mărăuș și de la Ineu ori vine și de la Boxig, aici la Moară și de la Căran și de până toate părțile, de la Bârsa vineau. Era o sită făcută mai primitivă, dar mâncai făină de grâu.